Bine, v-am găsit la o nouă serie pe canal, și anume Forza Horizon 4. Haideți, băieți, să vă prezint această mega frumusețe de mașină, și anume un Ferrari. Haideți să vedem cum se mișcă pe drum, să vedem cât putem prinde cu această mașină și, în ultimul rând, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce mașini mai doriți să testăm. Și ceea ce doresc să vă mai rog, să spuneți în secțiunea de comentarii ce viteză putem prinde cu acest Ferrari superb. Suntem pe drumul ăsta un pic de țară, să ajungem pe stradă, o să vedem ce poate. Mașina din toate punctele de vedere este foarte nervoasă. Ia auziți ce sunet de spate. Ia să ne oprim puțin noi aici să vă arăt și cum sună această mașină. Ce ziceți, băieți? Hai să mergem și pe altă să vedem ce poate această mașină. Vedem cât de controlabilă e. Cât de bine se comportă și pe drum. Să vedem cât de bine se poate duce această mașină. Hai să ajungem și la destinație. Putem lăsa încet pentru că aici sunt diferite obstacole, mașini, curbe și să nu facem vreun accident. Să ducă frumusețea mașinii. Încă o dată, vă reamintesc să lăsați în secțiunea de comentarii ce mașini doriți să testăm, să facem, să tunăm în următorul video. Și că ajungem pe autostradă. Vedeți ce sunete scoate când să ajungem în acel... în acel... subteran. Bine, băieți, am o rugăminte încă o dată, vă reamintesc, să înceți în comentarii cât o începe și ploaia. Cât prindem cu această mașină și nu pot să arunc un ochi la kilometraj pentru că sigur o să pierd controlul și n-am făcut nimic decât să uite ce bine arată și culoarea și tot. Hai să vedem. 1, 2, 3 și... Nu știu dacă plouă, cred că o să alunec puțin. Oh, cum se aude, băieți. Nu vreau să pot să prindem cu ea. Nu uitați, că dacă ziceți, băieți, dacă ziceți cât am prins cu mașina pe drum, în secțiunea de comentarii, pentru că nu vreau să mă uit, că dacă mă uit, sigur pierd controlul. Încerc să-i dau, o să mai facem încă o dată. A zis ce bine se aude. Prinde o viteză chiar mare. Chiar foarte mare. Ia să o luăm de pe aici. Așa. De super, băieți. Să vedem și cât... Se mișcă foarte bine din toate punctele de vedere. Chiar... îmi place. Sunetul mă omoară, sunetul zic. Aș vrea și voi să-mi spuneți în comentarii dacă vă place sau nu. Și încă o dată vă reamintesc să spuneți și voi în comentarii dacă mașina asta va prinde 400. Ia să vedem, mai facem încă un test. Bun, băieți, hai să vedem. 1, 2, 3 și...
Nu vine să cred că se aude. Haide să vedem, haide să vedem. Oare atinge sau nu 400? Să-ți spuneți, vezi, dacă am atins 400, că nu mă pot uita. Se mișcă superb mașina. Îmi place, fenomenal. Ia să vedem cum se comportă și pe... și ca... cum face în drift. Pur. Bun, băieți. Încă o dată vă reamintesc să mă duceți în secțiunea de comentarii. Am fost prezerat, dar... în secțiunea de comentarii. Ce părere aveți de mașina asta? Să-mi spuneți dacă am prins sau nu 400 și... noi modelul de mașini, ca să mai filmăm în următorul videoclip cu ele. Prezintele. De pe cât. Haideți să mai dăm încă o dată. Dacă... de fapt, haideți să facem un circulesc cu ea. Să că se poate. Pare că putem să și driftăm cu ea, ca dacă nu zic bine. Dar, când o să trebuie să mișcă super mașina, toate punctele ei de vedere, repet. Sunt curios dacă am prins 400. Uitați să duceți și voi în comentarii și încă o dată, că nu uitați, spuneți ce model de mașină să mai testăm. Uitați, se mișcă super bine și în curbe. Ce model de mașină să mai exploatăm sau să facem, să punăm, să culori, îmi spuneți voi tot. Să fac acolo în secțiunea de comentarii. Nu uitați de like, share, subscribe, băiți, în comentariu, acolo să văd feedback din partea voastră când ne facem videoclipuri. Se aude super. Extrem de super. Prim noi aici. Să vă las cu... cu o... fotografie frumoasă. Deci arată super mașina. Încă o dată vă zic, nu uitați de like, share, subscribe. Și în ultimul rând, în secțiunea de comentarii, un coment cu ce mașină doriți să mai filmăm, să mai facem, să turnăm, etc. Vă doresc o zi bună, băieți! Reamintesc, nu uitați de like, share, subscribe și... să admirați această mașină frumoasă pe care v-am arătat-o. Am lăsat. Salut!